Gâsca de aur, de frații Grimm. A fost odată un om și omul ăsta avea 3 feciori. Pe cel mai mic dintre ei îl porecliseră prostilă și luau în râs și îl umpleau de ocări ori de câte ori aveau prilejul. Într-o bună zi, cel mai mare dintre frați vrut să se ducă în pădure să taie lemne și mai înainte de a pleca, maică s-a pus în traistă un cozonac bine rumenit și tare gustos și o sticlă cu vin ca să aibă cu ce-și potoli foamea și setea. Și de cum ajunse în pădure, flăcăul nostru se și întâlni cu un omuleț bătrân și tare cărunt. După ce-i dădu binețe, omulețul prinse a se ruga de el. Măi băiete, dă-mi și mie o bucată din cozonacul tău și lasă-mă să sorb o înghițitură de vin, că nu mai pot de foame și sete și mă simt sleit. Vezi însă că flăcăul se ținea că-i deștept și se răsti la omuleț. Dar știi că n-ai pretenții mari. Păi dacă ți-o-i da din cozonacul și din vinul meu, mie ce-mi mai rămâne? Vezi-ți de drum și nu mai supăra oamenii cerșind. Și lăsându-l în plata domnului pe omuleț, își văzu de drum mai departe. Ajunse la locul cu pricina și se apucă imediat de lucru, dar în timp ce se căznea să doboare un copac, loviturile cădeau anapoda. Și ca un făcut, îi scăpă securea din mână și nimeri cu tăișul în braț, de trebui să pornească din nou spre casă să-și lege rana. Vezi că pătrania asta îi se trăsese de la omulețul cel cărunt. Când fu să plece în pădure cel de-al doilea fecior, maică s-a pus în traistă ca și celuilalt un cozonac gustos și o sticlă cu vin. Omulețul cel bătrân și cărunt îndată ieși în cale și ceruși lui o bucată de cozonac și o înghițitură de vin. Dar mijlociul se răsti la el ca și fratele său mai mare. Ei, asta-i bună! Păi dacă ți-o-i da și ție, nu o să mai rămână nici pe o măsea. Așa că vezi-ți de drum și nu mai supăra degeaba oamenii. Și lăsându-l în plata domnului pe omuleț, nici că se mai sinchisi de el și își văzu de drum mai departe. Dar pedeapsa nu întârzie să vină. După ce izbi de câteva ori cu securea în trunchiul unui copac, se vătămă așa de rău la picior că trebuie să fie dus acasă. Văzând ce se întâmplă cu frații săi, prostilă, își pusese în gând să încerce și el. Și începu a se ruga de taică-su. Taică, lasă-mă și pe mine odată să mă duc în pădure la tăiat lemne. Și taică-su-i răspunse, n-ai văzut cât au pătimit frații tăi de pe urma asta? Lasă-te pe gubaș, băiete, că n-ai tu cap pentru astfel de treburi. Dar prostilă, nu și nu, că el vrea să se ducă. Stăruia atâta că până la urmă taică-su trebuie să încuvințeze. Ei, atunci du-te, că de cât ai pătimi, poate că o să-ți vină și ție mintea la cap. Maica s-a-i dădut și lui un cozonac, dar vezi că fusese plămădit numai cu apă și copt în spuză. Și mai pusese în traistă și o sticlă cu bere înnăcrită. Când ajunse prâslea în pădure, se întâlni și el cu omulețul cel bătrân și cărunt. După ce-i dădu binețe, moșneagul prinse a se ruga de el. Măi flăcăiaș, mai dăm și mie o bucată din cozonacul tău și lasă-mă să sorb o înghițitură de vin din sticla ta, că nu mai pot de foame și de sete. Prostila lua aminte la vorbele omulețului și răspunse cu blândețe. Moșnegelule dragă, n-am întraisă decât un cozonac copt în spuză și o sticlă cu bere acră, dar dacă îți sunt pe plac bucatele astea, n-ai decât să te așezi colea lângă mine să ne ospătăm împreună. Se așezară ei pe iarbă și când scoase prostilă merindele din traistă, odată îmi făcu niște ochi și cum să nu facă. Dacă văzu dinainte un cozonac galben-galben de parcă ar fi fost plămădit numai cu ouă și dacă băgă de seamă că berea se preschimbase în vinul cel mai de soi. Mâncară ei și băură până ce se săturară și la sfârșit omulețul zise, fiindcă mi-ai dovedit că ai inimă bună și din puținul tău ești gata să împarți bucuros cu alții, să știi că am să te fac fericit. Uite, vezi copacul cel bătrân de colo? Apucă-te de doboară-l și vei găsi ceva la rădăcina lui. Acestea zicând, omulețul își lua rămas bun și-și văzut de drum. Prostilă doborâ copacul și găsi la rădăcina lui o gâscă cu penele numai și numai de aur. O luă sub braș și se îndreptă spre hanul unde gândea să mâie peste noapte. Hangiul avea 3 fete, care de îndată ce văzură gâsca, nu-și mai aflară locul de curioase ce erau. Ardeau de nerăbdare voind să afle cât mai degrabă ce șart are pasărea asta minunată și de ce soi o fi. Și ar fi dat ustrele orice numai să se aleagă fiecare cu câte o pană de aur. Fata cea mare privea la gâscă cu jind și zicea în sinea ei, las că găsesc eu un prile să pot smulge o pană. Și când prostilă ieși afară pentru o clipă, fata își luă inima în dit și apucă gâsca de o aripă. Dar vezi drăcie, degetele îi rămaseră prinse de pene. Puțin după aceea a venit și cea mijlocie cu gândul să smulgă și ea o pană de aur.
dar abia se atinse de sorusacă și rămase agățată de ea. Când o văzură veni și pe cea de-a treia, care nutrea și ea același gând, cele două surori mai mari strigară la ea: "Nu te apropia pentru numele Domnului, nu te apropia!" Dar fata nu pricepu de fel de cei toți strigau surorile ei să nu se apropie de gâscă și gândea în sinea ei: "Dacă ele s-au putut duce, de ce nu m-aș duce și eu?" Și se repezi spre gâscă. Dar abia o atinse pe una din surorile ei, că și rămase agățată de ele. Astfel, câteștrele, trebuiră să-și petreacă noaptea alături de zburătoarea cu pene de aur. A doua zi, prostile își luă gâsca la subsoară și o porni întins la drum, fără să se sinchizească de cele trei fete care erau agățate de ea. Și bietele fiice ale hangiului trebuiau să o țină tot într-o fugă după prostilă, fie colo la dreapta, fie colo la stânga, ori încotro îl duceau picioarele. Când ajunseră în mijlocul unei câmpii, numai ce se întâlniră cu un popă care tocmai trecea și el pe acolo. Zărind popa o asemenea blestemăție, a început să strige ca din gură de șarpe: "Necuvincioaselor, nu vă e rușine să vă țineți cai după un plăcău? Oare se cuvine să faceți una ca asta?" Și după ce le muștrului în lege, o apucă pe cea mai mică de mână cu gândul să o oprească. Dar de îndată ce o atinse, rămase și el agățat. Și de voie de nevoie trebuie să alerge și el în rând cu câte ștrele. Merseră aici, merseră, dar nu prea mult, și iată că în calea lor se ivi dascălu, care se minună grozav când îl văzu pe popa alergând cât îl țineau picioarele în urma a trei fete. "Ei, părinte, dar încotro te grăbești așa tare?" îi strigă el. "Nu cumva să te iei cu altele și să uiți că mai avem azi un botez." Acestea zicând, se repezi la popă și dădu să-l tragă de mânecă, dar rămase și el agățat. Cum alergau ei așa toți cinci, agățați unul de altul de parcă ar fi fost înșirați pe o sfoară, numai ce le trecură pe dinainte doi țărani care veneau de pe câmp cu sapele pe umeri. Popa îi strigă încă de departe, rugându-i să scape pe el și pe dascăl de pacostea asta. Dar de îndată ce l-a atinseră țăranii pe dascăl, rămaseră și ei agățați. Ei, comedie mare! Șapte inși ce înșirau acum după prostilă, care zoreau cu gâsca la subsoară. Merseră aici, mai merseră, și într-un sfârșit ajunseră într-o cetate mare unde domnea un împărat care avea o fică numai bună de măritat. Și era fica împăratului atât de sanchie și de ursuză din fire că nimeni până atunci nu putea să o facă să râdă. Dar din această pricină împăratul dăduse o pravilă în care sta scris că acela care o va face pe domniță să râdă o va lua de nevastă. Auzind acestea, prostilă se înfățișă înaintea fetei cu gâsca la subsoară și cu tot alaiul cel năstrușnic după el. Și când îi văzut domnița pe toți șapte alergând în urma lui prostilă de parcă ar fi fost înșiras pe o sfoară, odată izbucni într-un hoho de râs și cu atâta poftă râse că nu mai fu chip să se oprească. Și dacă văzut prostilă că împlinise porunca împăratului, cu dezâ să-i ceară fata de nevastă precum sta scris în pravilă. Numai că împăratului nu prea era pe plac ginerele și născocea fel de fel de chichițe ca să scape de el. Până la urmă îi zise că i-o va da de nevastă pe fiesa numai atunci când i-o aduce pe cineva care să fie în stare să bea tot vinul care ar încăpea într-o pivniță. Prostile se gândi că numai omulețul cel cărun din pădure i-ar putea veni în ajutor cu un sfat de folos. Porni deci într-acolo și când ajunse zări un om care ședea jos, tamam pe locul unde doborâse copacul și părea să fie tare amărât. Prostile îl întrebă ce o fare pe inimă de stăcătrănit și omul răspunse: "Cum aș putea să fiu altfel dacă mă chinuiește o amarnică de sete și n-am cu ce-o stinge? Iar de apă cât o fie de rece nu mă pot atinge că nu-mi priește de fel. E drept că mai adineauri am golit un butoi cu vin, dar ce înseamnă o picătură la setea care mă frige pe mine? E taman cât o picătură de apă pe o piatră înfierbântată, zău așa." "Păi dacă numai asta, atunci află că mi-e cu putință să te astâmpăr setea," zise prostilă. "Hai, frățioare, cu mine și o să bei până nu o să mai poți." Îl duse apoi în pivnița împăratului și omul nostru se înfipse lângă butoaiele cele mari și luându-le la rând, băut de stinse până ce începură să-l doară șalele, nu alta. Nici nu trecuse bine ziua și se case vinul din toate butoaiele. Prostilă se duse la curte și ceru din nou împăratului să-i dea fata de nevastă. "Dar ți-ai găsit să-i o dea?" Ședea cătrănit toată vremea și nu putea hotărâ în ruptul capului să-și mărite odrasla după un neisprăvit ca ăsta căruia toată lumea îi zice prostilă. Și ca să scape de el, îl mai puse la o încercare, ci că trebuia să găsească un om care să fie în stare să mănânce un munte de pâine. Prostilă nu stătu mult pe gânduri, ci porni imediat la drum. Când ajunse în pădure, în același loc unde doborâse copacul, zări un om cu o mutră tare necăjită, care își tot strângea cureaua peste burtă văicărindu-se într-una. "Vai de măiculița mea, am înfulecat un cuptor întreg de pâine, dar ce-mi poate ajunge doar un cuptor când sunt lihnit de foame?"
prin burtă înfluieră vântul și trebuie să strâng tot mereu cureaua ca să nu cadea în picioarele. Auzind acestea, prostilă se bucură tare mult și îi zise: Mă, frate meu, haide-te scoală și vină cu mine, că o să-ți dau să mănânci până te-ai giftui. Ajunseră ei în curtea împărătească și ce să vezi, acolo, din făina care fusese strânsă în întreaga împărăție, împăratul dăduse poruncă să se facă un munte uriaș de pâine. Pădurețul, cel hămesit de foame, se așeză la poalele muntelui de pâine și începu să înfulece din el de parcă se băteau turcii la gura lui. Într-o singură zi n-a avut ce alege din muntele de pâine și când se lăsă seara, nu mai rămăsese din el nici măcar o fărâmiță. Dacă văzu asta prostilă, îi ceru pentru a treia oară împăratului să-i dea fata de nevastă, dar aceasta căută și de asta dată să umble cu fofârlica, doar o scăpa de el. Și în cuvinte miroase îl îndemnă să-i aducă la curte o curabie care să fie așa de năzdrăvană încât să plutească și pe apă și pe uscat. Când o-i vedea venind cu corabia la curtea palatului, îi mai zise el, voind să dea vorbelor un anume înțeles, să știi că nu voi mai avea nicio pricină de împotrivire și ți-o-i da fata de nevastă pe loc. Prostilă porni iar în pădure spre locul cu pricina și aici găsi pe omulețul cel bătrân și cărunt, pe care îl ospătase din puținele lui bucate. Și bătrânul, ascultându-i păsul, îi grăi astfel: Am mâncat și am băut de hatârul tău și acum o să-ți dau și corabia. Acestea toate ți s-au cuvenit pe drept, fiindcă n-am putut să ții bunătatea și mila pe care mi-ai arătat-o la nevoie. Și omulețul cel bătrân și cărunt îi dărui corabia năzdrăvană, care păsămite plutea și pe apă și pe uscat. În clipa când prostilă i-o aduse pe șcheș împăratului, acesta nu mai a avut ce să zică. Vezi bine că îi se duseseră pe apa sâmbetei toate și retlicurile și dădu fata de nevastă. Și se făcu o nuntă ca în povești, iar după moartea împăratului, prostilă urcă în scaunul domnesc și trăi în fericire până la adânci bătrâneți alături de nevasta lui. Sfârșit!